11. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: Până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor, care aveau să fie omorâți ca și ei. Adevărul cuprins în pecetea aceasta implică anumite dificultăți de interpretare. Sperăm cu ajutorul Domnului să le depășim. Avem aici descris prețul plătit în timpul conflictului dintre Evanghelie și lume. Experiența relatată aici este descrisă într-un limbaj sacrificial. Este vorba de altar, este vorba de sângele care curge de pe altar la picioarele lui, acolo unde, metaforic vorbind, sunt sufletele celor care au fost junghiați din pricina credinței, din pricina mărturisirii adevărului și din pricina credincioșiei față de adevăr. În primul rând, primul aspect pe care aș vrea să îl abordăm: unde anume sunt sufletele acestea? Potrivit tradiției acceptată aproape universal în creștinismul istoric, cei ce și-au dat viața pentru Hristos ar trebui să fie cu El în împărăția cerurilor. Aceste suflete descrise, desigur, metaforic, se află sub altar. Care din ele? Pentru că în sanctuar erau două altare. Altarul arderii de tot se afla în curtea sanctuarului și altarul tămâierii, care se afla în sanctuar. Desigur, sângele era vărsat doar pe altarul arderilor de tot. Ocazional era dus sânge și pe coarnele altarului tămâierii din Sfânta, dar în mod real sângele jertfelor era adus pe altarul arderilor de tot din curte. După ce era pus pe coarnele altarului, preotul care oficia stropea cu sângele aflat în recipientul în care era ținut și agitat ca să nu coaguleze, stropea în două colțuri opuse în interiorul altarului, în așa fel încât sângele se răspândea pe cei patru pereți și curgea apoi la picioarele altarului. Sângele reprezintă un lucru foarte, foarte important în economia Vechiului Testament și nu numai. Sângele reprezintă viața, potrivit afirmației din Cartea Leviticului, și slujea la ispășire. Așadar, martorii care și-au dat viața pentru
mărturia credinței pentru Iisus Hristos, viața lor este sub altar. Altarul este pe pământ. Nu au ajuns încă în ceruri, așa cum îndeopște se crede, pentru că până acum nimeni nu a fost luat la cer, cu câteva excepții, nu? Știm despre Enoch, Ilie, despre Moise, că au fost luați la cer și de asemenea un grup de persoane care au înviat odată cu Domnul Iisus Hristos. Sângele acesta strigă către Dumnezeu, așa cum spune Scriptura, că strigă sângele lui Abel. Chiar Dumnezeu, în dialogul pe care îl are cu Cain, menționează lucrul acesta: sângele vărsat, viețile sacrificate, cer dreptate. De ce anume cer să li se facă dreptate? Pentru că aceștia au murit damnați, au fost condamnați ca eretici, au fost excomunicați. Autoritățile religioase au declarat că nu au niciun drept la viață, dar mite la viața veșnică. Și-au dat viața pentru adevăr și pentru Dumnezeu, iar adevărul și Dumnezeu nu au nimic de spus în fața acestei nedreptăți care s-a comis. Dumnezeu răspunde personal. Și răspunsul este concretizat într-un gest foarte sugestiv. Li se dă o haină albă, adică sunt îndreptățiți. Dumnezeu spune că cei ce i-au condamnat sunt greșiți. Aceștia ce și-au dat viața din pricina credinței, a atașamentului față de Dumnezeu, aceștia nu sunt greșiți, sunt prin urmare îndreptățiți, dar în același timp Dumnezeu le cere să mai aștepte. Se pronunță o sentință care încă nu se aplică. Aici întâlnim un alt element, să zicem, de dificultate. Este vorba de pasivitatea aparentă a lui Dumnezeu, un soi de reactivitate. Adică au fost oameni care l-au iubit pe Dumnezeu, au iubit adevărul, au continuat să mărturisească în favoarea adevărului și au făcut lucrul acesta cu prețul vieții și Dumnezeu le spune că trebuie să mai aștepte și aduce în discuție un argument foarte ciudat. Li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă. E ciudat acest argument. Adică are Dumnezeu cumva nevoie de un anumit număr de jertfe, un anumit număr de victime? Autorizează oare Dumnezeu prelungirea suferinței și a martirajului? Cei care și-au luat timp și s-au aplecat atent asupra textului cărții Apocalipsei au remarcat faptul că în originalul grecesc lipsește cuvântul număr. Cuvântul acesta, numărul tovarășilor de slujbă, numărul este adăugat de traducători, pentru că lor li s-a părut puțin fără sens propoziția, până se va împlini tovarășilor de slujbă. În ce sens să se împlinească, s-au întrebat traducătorii și au tras concluzia că poate fi vorba de număr. Dacă excludem cuvântul acesta introdus artificial, dacă vă uitați în King James, în versiunea englezească, veți descoperi că acest cuvânt este
scris cu italice. Se recunoaște faptul că nu aparține textului. Textul ar suna astfel, până când ceilalți slujitori se vor împlini ca ei, până când nivelul spiritual al celorlalți va ajunge la nivelul celor ce și-au dat viața, vor ajunge la aceeași credincioșie, la același zel, la aceeași dispoziție de a-și preda viața în mâna lui Dumnezeu sau pe altarul lui Dumnezeu. Este vorba aici de ceva calitativ, nu de ceva cantitativ. Dumnezeu nu este condiționat de un număr, este mai degrabă condiționat de calitatea celor care au ales să îl urmeze, să-și predea viața lui. Un alt gând care merită reținut este că lucrarea, așteptarea celor care sunt încă sub altar nu poate fi încheiată fără ca noi să ajungem la nivelul credincioșiei lor. În al doilea rând, lucrarea nu se poate încheia fără acceptarea crucii. Noi trebuie să acceptăm crucea, să ne însușim acest spirit al jertfei, să acceptăm să intrăm în experiența martirajului, nu neapărat prin sacrificarea vieții noastre, ci mai degrabă prin sacrificarea eului nostru, prin lepădarea de sine. Trebuie să ajungem la experiența acestor martiri care n-au pregetat din dragoste pentru Dumnezeu și oameni să-și dea chiar viața. Aici ar trebui să precizăm un lucru. Există două tipuri de jertfe, două tipuri de sacrificii, sau altfel spus, relația noastră cu altarul se poate desfășura în două dimensiuni. Putem fi asemeni martirilor sub altar, trăind experiența martirajului la propriu, sau putem fi pe altar, așa cum ne îndeamnă Apostolul Pavel în Romani, capitolul 12. Putem fi pe altar prin predarea vieții noastre, continuând, practic, viața predată Domnului, viața așezată pe altar, continuând să o trăim, legați fiind de spiritul acesta al predării, al consacrării, al jertfei și al lepădării de sine. Dar este lesne de înțeles, putem deduce, remarca lucrul acesta chiar în propria noastră experiență. Uneori este mai ușor să mori pentru Hristos decât să trăiești pentru El. Uneori este mai ușor să mori pe cruce decât să porți crucea toată viața, în fiecare zi. Noi vom fi tratați la fel cu martirii aceștia dacă vom avea aceeași atitudine față de adevăr și față de lume. În Mărturii, volumul 5, la pagina 223, inspirația profetică spune, vorbind despre cei aflați sub altar, exemplul lor valoros va fi o mângâiere și o încurajare pentru poporul lui Dumnezeu, care va fi trecut prin timpul de probă, de necaz, așa cum n-a mai fost niciodată. Inspirația profetică spune că situații asemănătoare se vor repeta.
Și atunci când urmașii lui Hristos, copiii lui, vor fi în fața unei experiențe asemănătoare, vor trebui să-și aducă aminte de înaintașii lor și, raportându-se la exemplul lor, să fie încurajați să își dea, dacă este nevoie, viața pentru Dumnezeu, pentru adevăr. Vine un timp de probă, timp de necaz, așa cum spune și Scriptura și inspirația profetică, cum n-a mai fost de când este lumea, n-a mai fost niciodată. Și e foarte posibil ca atunci unii să fie nevoiți să renunțe la viață de dragul rămânerii în Hristos. Tot spiritul profetic menționează în tragedia veacurilor că nu vor mai fi martiri după încheierea timpului de probă, pentru că nu are niciun sens. Dacă s-a încheiat timpul de probă, martirajul nu poate oferi, nu ar avea rezultate. Mărturia oferită prin martiraj nu va mai impresiona nici o inimă, pentru că deciziile au fost deja luate. La închiderea timpului de probă, deciziile sunt deja luate, pentru că timpul de probă nu se va încheia înainte ca fiecare om să fi luat o hotărâre, o decizie inteligentă, bazată pe înțelegerea adevărului. Dar până la încheierea timpului de probă, e posibil să mai aibă loc asemenea experiențe, pentru că tot inspirația profetică menționează faptul, referindu-se la un viitor neprecizat, că unii vor plăti cu sânge credincioșia lor și decizia lor de a rămâne de partea lui Dumnezeu. Oricum, trebuie să reținem un adevăr important. Puterea de a rezista martirajului este de sorginte supranaturală. Puterea de a rezista martirajului este oferită de Dumnezeu celor care se hotărăsc să meargă înainte pe cărarea aceasta, doar de la Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de experiența relatată în capitolul 7 al cărții Faptelor Apostolilor, în ultimele versete de la 54 la 60, este descris martirajul lui Ștefan, primul martir creștin. Cu câtă seninătate acceptă el situația aceasta și cu câtă generozitate își iartă lapidatorii. Este o putere pe care a primit-o din partea lui Dumnezeu. Și Pavel spune în Romani 8 cu 28 că știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor care au ales să-L iubească pe Dumnezeu. Dumnezeu poate alege să nu ne scape din crize, dar în mod sigur ne va susține în ele. Dumnezeu nu i-a scăpat pe cei trei tineri din Babilon de foc, nici pe Daniel de groapa leilor, dar nu i-a lăsat singuri, a fost cu ei. Dumnezeu nu îngăduie încercări pentru a ne testa credința, ci pentru a o întări, și este dispus să ne asiste oferindu-ne ajutorul și puterea de care avem nevoie. Celor care, fiind sub altar, strigă cu glas tare, li se spune să mai aștepte. Aparent, avem aici
o situație de amânare. Este vorba de o amânare și aș zice nu doar aparent, ci în mod real. Este o amânare. De ce le cere Dumnezeu să mai aștepte? Ce semnificație are așteptarea pentru cei care se află sub altar, pentru cei care și-au predat viața și au încheiat experiența alergării lor prin martiraj? Pentru ei, timpul este oprit. Dacă vor rămâne acolo, în mormânt, sub altar, încă 1000 de ani, pentru ei nu contează. Dacă în următoarele minute se va sfârși așteptarea lor, are exact aceeași semnificație, pentru că, din punctul de vedere al lor, timpul este oprit. Așteptarea aceasta este hotărâtă de Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu ne dă nouă timp și chiar așa spune. Motivul așteptării este ca experiența slujitorilor care vin după ei să se apropie calitativ vorbind de experiența lor. Condiția spirituală, credincioșia, devotamentul, sinceritatea, dragostea, toate acestea trebuie dezvoltate, trebuie să ajungă la nivelul la care au ajuns cei care au pecetluit cu viața lor experiența umblării lor cu Dumnezeu. Desigur, așteptarea aceasta este limitată. Nu ni se spune cât, dar din punct de vedere al lui Dumnezeu există o limită. Am putea spune că noi suntem cei care stabilim limita. Decizia noastră, alegerea noastră stabilește limita, în sensul că spuneam ceva mai devreme. Timpul de probă nu se va încheia înainte ca fiecare om din lumea aceasta să poată lua o decizie inteligentă bazată pe cunoașterea și înțelegerea adevărului Evangheliei veșnice. Ori Evanghelia aceasta veșnică trebuie predicată în toată lumea și avem noi înșine un rol în acțiunea aceasta. În al doilea rând, condiția noastră spirituală trebuie să fie similară condiției spirituale a martirilor, pentru că altfel oamenii vor vedea diferența dintre ceea ce propovăduim și ceea ce trăim noi înșine. Sfârșitul va veni oricum, dar nu oricum. Sfârșitul va veni fie cu răsplătire, fie cu pedepsire, răsplată sau pedeapsă. Și lucrul acesta este determinat de noi înșine. Dumnezeu va lua atitudine. Așteptarea aceasta se va încheia pentru că dreptatea cere atitudine. Astăzi, importantă este atitudinea mea, atitudinea ta, atitudinea noastră. Veșnicia, în ceea ce ne privește, depinde de atitudinea noastră. Dumnezeu este dispus să ne mai dea timp. La ce suntem noi dispuși? Suntem dispuși să acceptăm sacrificiul? Sunt dispus să sacrific euul, mândria, păcatul? Sunt dispus să așez viața mea pe altar la dispoziția lui Dumnezeu? În
Hristos, Lumina Lumii, pagina 83, Pana Inspirată spune: dacă vrem ca în final să fim mântuiți, trebuie să învățăm lecția răbdării și umilinței la piciorul crucii. Cu alte cuvinte, trebuie să venim la altar și să acceptăm ca viața noastră să fie așezată pe altar, să fie pusă la dispoziția lui Dumnezeu, ca El să poată dispune de noi, folosindu-ne ca martori eficienți în efortul Lui de a conștientiza lumea cu privire la nevoia de a intra într-o relație mântuitoare cu El. Facă bunul Dumnezeu ca adevărul acesta cuprins în pecetea a cincea să determine o hotărâre în ceea ce ne privește și viața noastră de azi înainte să reflecte hotărârea, decizia aceasta de a accepta să fim pe altarul lui Dumnezeu. Și dacă va fi nevoie, să acceptăm chiar și poziția sub altar. Dar important este pentru fiecare dintre noi ca astăzi să acceptăm să fim așezați ca o jertfă vie pe altarul lui Dumnezeu și să ne continuăm viața predată pe altar într-o relație de supunere și dependență deplină față de Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.